și în afara axei, da? Și pivotare din shoulder, deci pe fel, mișcarea din shoulder, să vedem pentru că aici. Ha, deci aceste două important să ne ridicăm picioarele cât mai sus, cu o parte, mâna întinsă, bădia în piept. Și nu se întâmplă nimic. Să încercăm toată viața corpului în lătura brațului. Mai de jos, nu vă azardați. Hai, vezi treaba. Și apoi schimbăm cu partener. Hai, nu de la schimb.
să-l dezechilibreze pe partener. Da? Apoi cheia. Da? Nu ridică aici ca să-l trec, dar pentru că se ridică, da? Și... Forme, încercați. Thank you.
asta e dezechilibrare, da? Uai! Casa exterior de Tori. Cotiga, ieși din Rio Tetori. Thank you.
de la riotetorii, o să fac foarte încet. Da? Ai! De se poate face ori direct, da? Da? Ori factură. Da? Este mâini, da?
atenție. Foarte atenție. Aceasta. Direct sau cu taie savanchi. Nu are importanță. Cum vă vine mai bine. Da? Sau pe mâna aceea. Thank you.
ce dacă te filmezi? Așa, nu ne cânt, el îl dă peste. Important este să nu trebuie să vă chinuiți partenerul, pentru că zona asta devine foarte sensibilă. Dacă îl omorâți mult la antrenament, da? Devine excesiv de sensibilă. Deci antrenamentul nu se mai desfășoară în condiții normale. Cum îl ating, cum el cedează imediat. Nu din cauza că eu aș face procedeul foarte bine, este pentru că zona asta a nervului și a radial și a rostului radial au devenit foarte sensibile. Intrarea este ca la udeosaie, ca la cote finei, da? Important este că gratul acesta fine și mâna aceasta face pârghie cu baza degetului arătător, da? Aici, da? Căutându-i punctul acesta la care el va răspunde. Nu este în același loc la fiecare persoană. Unii l-au mai sus, alții l-au mai jos. Unii l-au, alții nu l-au. Nu l-au dacă faci procedeul prost, da? Dacă faci procedeul bine, toată lumea are acest punct. Și nu este o acțiune aici de mână asupra brațului lui, ci este o acțiune a șoldurilor, da? Ai! Acțiunea aceasta, bază degetului, este în sus și așa, da? Da? Se apasă, da? Uite, da? Da? Ia anumit, da? Da? Ah! Același lucru, da? Ca toate riote, da? Ah! Același lucru, da? Riotetorii, da? Ai! Același lucru, munetorii, da? Ah! Șomenuții. Ai! Iocomenuții. Da? Ai! Ușiori ostesori. Da? Ai! Ui! Da? Ușor trecut din revist toate. Tot i-a dus partenerul aici, ca la Cudeosaie, ca la Cudeosaie.
obstacole, la Kaitenaghe se duc în final la Gheacul Hanic. Deci se poate face treaba asta intrând. Iai! E partenerul împins pe pinte. Se poate direct. Ai! Poate cu tai să abachi, da? Sunt partenerul întins tot timpul. Ai! Se poate... Ai, amic. Da? Ai! Se poate ca tate riotetorii. Se poate riotetorii. Se poate ușire riotetorii. Se poate mânetorii. Ai eu! Da? Și-a mai departe. De casă, tehnica propriu-zisă are importanță. Da? Adică și conaghe, riminaghe, tencinaghe, rubiosaie. Cum pun mâinile și cum mai departe. Și cum aduc un atac, oricare ar fi el, da, la o situație favorabilă a aplicării unui procedeu. Asta este partea grea, partea de început. Dacă el a ajuns într-o poziție de aruncat în caiții înăghe, oricine îl aruncă. Da? Dacă a ajuns într-o poziție de a intrat în spintul de șivonaghe, oricine face șivonaghe. Nu e foarte complicat. Complicat este să transform atacul care îmi este necunoscut de cel mai multe ori, da? Într-o situație cu totul și cu totul favorabilă mie. Deci ca să trebuie să ne axăm munca, în primul rând. Și nu pe tehnica propriu-zisă, pe unde am pus mâna la șifonaghe, la cote dinerii, n-are importanță. Dacă această primă parte o stăpânesc, nu e voie să zic decât un singur procedeu, da? Sau niciunul, da? Îl pot arunca, îl aduc într-o stare dezechilibrată, este la mâna mea, pot să fac ce vreau cu el. Să-i fac un procedeu de aikido, să-i dau un pumn, să-l pun jos, să-l arunc pe fereastră, orice poze. Important este să-l aduc în această situație. N-am făcut chestia asta degeaba, știu foarte bine ce
ce făceam acum? Caite n-ai. E de picioare, nu? E tare și e... Hai să-mi caite n-ai, ce să-i faci? Nu mai și pate. E în stare. Hai. Deci, catate tori, deci, catate rio de tori, că am zis că aici sunt probleme, da? Ia! Dacă aveți în picioare... Să-l mix, da? Și să-l mix. Mi-a dezechilibrat am aruncat. Riotetul. Nu-l aștept, da? Dacă l-aștept, l-aștept și revine imediat. Ușirul. Uite! Da? Să n-aibă când, el trebuie să aibă când, într-o situație favorabilă, da? Ai, nu! Și când să-și revină, să fie aruncat. Mânetorii. Ia oi! Capa lui. Mai ce să-i fac, da? Da? Hai, hai, hai! Oi! N-a căzut bine? Că n-a făcut nicio vină. Da? Să ne vinim. Cătate de da? Riotitori. Riotitori. Ușirea riotitori. Munetori. Trebuie să aduc în poziția care îmi trebuie. Încă o dată. Arta, îți simt o vâlvoră. Să-l arunci. Uite, nu trebuie să-l pute pe dată. Deci nu-l oprește, el strice. De unde ce e? Ce nu e? Nu e o să-l pute. E vreo. Mai jos, acum arunci. Да?
Hai, mi acum. Ustură, asta nu știu.
paranteză. Încercăm să vedem puțin tehnica mișcării, da? Ce de patenea atacă. Pot bloca, da? Deci când mai corespundător, da? Dar e sigur că îi pot aruca. Îți doresc, da? Da? Deci e important. Bun, deci câte trei, încercăm peste mișcări de armonizare, da? Hai! Câte trei?
revenim pentru puțină vreme la Eliminache. Ca să după aceea să trecem la altceva de care este legătură. Deci, șomenuci.
mișcare simbolică, ea este reprezintă acest lucru, da? Tehnica de taie sapache se regăsește și aici. Două forme. Da? Exact același lucru, o fac încet. Încă o dată, încet. Hai! Ceea ce este important, da? Este să se în afară, da?